Pe scenă amenajată în fața teatrului Tudor Vianu din centrul orașului a urcat 22 de concurenți care au fost selectați atent de către un juriu extrem de pretențios. La fel ca și la ediția precedentă, interpreții înscriși în Festivalul Internațional Concurs pe marginea Dunării au fost acompaniați de orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a organizat cea de-a 32-a ediție acestui festival, devenind deja tradiție la Giurgiu, și care s-a bucurat și în acest an de prezența numeroși tineri sosiți din Bucovina, Olt, Telorman, Vrancea, Iași, Dobrogea, Dolj, Ialomița, București, Banat, Gorj, dar și din Bulgaria, Republica Moldova și Chișinău. Festivalul își propune descoperirea și promovarea celor mai talentați interpreți de muzică populară, punerea în valoare a cântecului popular din diferite zone folclorice ale țării și de peste hotare, precum și aportului popular. Această manifestare este deschisă interpreților amatori, soliști vocali de muzică populară, care au vârste cuprinse între 16 și 50 de ani. Fiecare concurent a avut de interpretat câte două cântece, unul fără acompaniament muzical specific zonei pe care o reprezintă și un altul cu acompaniament. Cristina Bugnar, în vârstă de 23 de ani din Bistrița Năsăud, a reușit să impresioneze juriul, dar și publicul, și astfel a primit trofeul festivalului, iar Emilia Bașchir, în vârstă de 17 ani din Dobrogea de Nord, a obținut premiul întâi, iar Violeta Popov, de 21 de ani din Moldova, a luat locul al doilea. Concursul s-a desfășurat sub formă de spectacol cu public, iar aprecierea concurenților a fost realizată cu ajutorul unui juriu alcătuit din personalități din domeniu. Premiile au constat în diverse sume de bani puse la dispoziție de către administrația județeană.